pentru nativii săgetători, în mare, în ansamblu, până spre sfârșitul lunii mai, este o perioadă mai delicată din punct de vedere financiar, pentru că Jupiter, guvernatorul lor, este în casa a șasea și foarte posibil să se gândească, uite, domnule, câte lucruri fac eu, unele mai gratis, uneori mai ca așa vreau eu, mă pun la dispoziția altora, sigur, mai ales cei care mai sunt mai tineri, mai la începuturi, mai nepricepuți, care vor să intre în tainele domeniului, hai să fac și așa, că acum nu neapărat mă aștept, nu am pretenția să fiu remunerat din acest punct de vedere, la nivelul, bineînțeles, al unui specialist sau unui om cu vechime, cu experiență. Deci, luând lucrurile în ansamblu, nu este cea mai favorabilă perioadă pentru ei. Însă, contează tare mult, pentru că apoi, de la sfârșitul mai, Jupiter intră în casa a șaptea și foarte bine pot intra și ei, nativii săgetători, în niște combinații financiare. În primul rând, bineînțeles, relații de asociere, de colaborare, de cooperare, care să le aducă un remarcabil plus la capitolul financiar. Ei, în această săptămână pare să fie o perioadă de bilanț pentru ei, legat de activitatea lor de până acum. De la caz la caz, de la vârstă la vârstă, bineînțeles. Unii dintre ei, cei mai în vârstă, se gândesc la momentul retragerii la pensie și cu siguranță nu vor să rămână inactivi. Deci unii se gândesc să-și caute ceva de lucru, să continue în calitate de colaboratori sau chiar și angajați, bineînțeles, în paralel să aibă pensie și salariu. Alții dintre ei foarte bine se pot gândi, se pot reorienta, să ajungă, să revină la locurile natale, la casa părintească, să facă, să refacă ceva acolo, să continue un alt gen de activitate. Deci, această conjuncție, Soare și Saturn, mai apoi și Mercur, în casa lor a patra, îi face să se gândească serios la aceste lucruri. Iar pe cei mai tineri, bineînțeles, cumva le dă o temă de gândire ce vor face ei peste 30-40 de ani. Sigur, se spune că cel de sus râde de noi dacă ne gândim la asemenea planuri. Dar acum nici să lăsăm totul, absolut totul, la ce-o fi, cum o fi, nu este chiar atât de bine. Măcar un punct de reper, măcar o idee bine este să avem. În ansamblu nu sunt lucruri spectaculoase pentru ei, pentru nativii săgetători în această săptămână, dar v-am spus, ceea ce fac ei acum, ceea ce gândesc mai degrabă ei acum, cu siguranță vor avea efecte pe viitor. Cum ziceam, bine este să se pregătească pentru a doua jumătate a anului, mă rog, după sfârșitul lunii mai.